Hei, salut! Astăzi nu o să mai fiu hater, ba chiar o să fiu contra-hater. Mersi. Hai să vorbim puțin despre scandalul cu Eva Măruță. Eva Măruță. Glumesc, băi. Nu mai scoateți personaj negativ un copil de 8 ani. Ce aveți? Hai să vedem cine sunt personajele negative aici. Familia Măruță e o mașinărie de făcut bani din entertainment și reclame. De mult timp. Iar pe lângă cariera Andrei în muzică și a lui Cătălin în televiziune, acest cuplu aparent exemplar de vedete au luat decizia să-și expună copiii, pe Eva și David, la această lume a showbizului. Și nu numai că ni i-au prezentat gen, na, copiii noștri, ăștia sunt, gata, carierele noastre rămân ale noastre, copiii fac parte din viața personală. Ne. Hai să-i facem vedete, hai să le facem conturi de social media unde să le aranjăm contracte de publicitate cu branduri. Așa s-a ajuns ca Eva Măruță să aibă sute de mii de urmăritori la 8 ani. Asta nu prea putea să fie benefic pentru un copil. Supraexpunerea asta nu e bună nici pentru oameni majori în toată firea. Există un cont de YouTube pentru Eva Măruță cu 257.000 de abonați pe care se postează din 2019. Bro, de când Eva avea 3 ani, ei au făcut canal de YouTube. Și tot atunci putem vedea pictorialul cu Andra și Eva pentru revista Viva și publicațiile astea. Ce tip de conținut livrează și pe cine bagă în seamă, mă rog. Nu mă pricep la copii, vă spun sincer, dar expunând un copil de la 3 ani la blitz-uri, camere, atenție, supraexpunere, plus faptul că părinții sunt niște vedete și se poartă ca atare, poate să fie o cauză pentru comportamentul copilului lor, nu? Caricaturile. Haide, chidă o să gândurzeam și mi se lasă. Acum vă întreb, cât de supărat să fii să acuzi un copil de 8 ani că e arogant și antipatic? Man, căutați și voi problema reală. Poate părinții gen? Poate de fapt de vină este domnul Cătălin Măruță, care promovează la podcastul lui cele mai toxice personaje din online-ul românesc, gen Cezar Ionașcu, iar pe la emisiunile de la ProTV invită alte personaje care distrug vieți efectiv, gen terapeuta Anca Maftei implicată într-un scandal imens legat de metodele ei dubioase de terapie. Astea sunt motive de discutat și numai bune de aruncat cu hate. În schimb, în loc să fim supărați pe domnul Cătălin Măruță, mii de oameni sunt revoltați că Eva Măruță a fost aleasă să joace în rolul principal din filmul lui Bromania, Tati Part-Time. Petițo, vezi, ai grijă cum vorbești cu mine, nu ne trage de șiretul, ai înțeles? Vezi că azi ai fost foarte obraznică și ai depășit orice limită a bunului simț, nu? Deci, în loc să luăm la pupă Măruță că își folosește platforma de vedete să promoveze oameni care dau niște țepe, care provoacă rău altor oameni, publicul e supărat pe Eva Măruță că joacă într-un film. Ok, mă rog, de ce e lumea așa supărată? Pentru că ar fi un caz de nepo baby, adică de nepotism. Dom'le, dacă nu era fiica lui Măruță, nu juca în film. Băi, poate. Nu zic nu și nici nu mă interesează dacă are talent sau nu, pentru că filmul lui Bromania este o investiție privată, din banii lui Bromania și din ai lui Măruță, din ce am înțeles că ar fi coproducător. Nu e din banii mei și cel mai bun mod de a-ți arăta nemulțumirea față de un produs e să nu-l cumperi. Da, normal că e și nepotism la mijloc, însă nu ai ce face. Dacă era un film din banii publici sau altceva, era de înțeles. Aici nu poți să-i spui lui Bromania ce face cu investiția lui. Cel mult poți să-i spui că filmele lui sunt de căcat, ceea ce e adevărat. Și în plus, de nepo babies din politică nu a zice nimic, că sunt odrasle de politicieni pe toate funcțiile din țara asta, se angajează mereu oameni pe nepotisme și totul pe banii noștri, de asta nu mai ziceți nimic, mă, că na, nu devine așa viral ca un scandal cu familia Măruță. Ne americanizăm și noi, cum în SUA sunt articole despre nepo babies și Kanye postează despre copii și la noi apar personaje puse pe scandal cu postări despre Eva Măruță. Știți voi perioada thread. În SUA se vorbește oricum de mulți ani despre nepotismele din filmele de la Hollywood, dar cum la noi trendurile ajung mai greu, am ajuns ca în 2024 să avem oameni în toată firea care înjură un copil de 8 ani pe net. Tare, ce să zic. Au existat o grămadă de personaje publice de genul Mara Bănică sau Iulia Albu care și-au dat cu părerea despre situație, dar din respect pentru voi nu o să arunc aici un citat de la Iulia Albu cu sursa fanatic.ro.
Oamenii ăștia sunt așa închiși în bula lor de vedete încât sunt șocați că lumea îi acuză de nepotism. Pe mine m-am amuzat foarte tare când am zis, păi, dar cum, de ce a jucat Eva? Dată casting a fost, e nepotism, știi? Oamenii înțeleg că e un produs privat. Nu, în primul rând nici nu cred că au văzut filmul. Dar stai un pic, e un produs privat, adică niște joace? Oameni da. Au hotărât să facă un scenariu și să-și aleagă ei actorii cu cine să fie în filmul ăsta. Nu e la stat, adică nu e de la stat. Nu s-a dat un buget de la public, de la firmă, nu e. Exact ca și cum oamenii ar zice, dar voi la pensiunea voastră de ce l-ați luat pe Smiley și pe Fodor și n-ați făcut casting, cine să mai fie asociat la voi? Aprofit de acest context. Că eu chiar sunt foarte revoltată și chiar o să fac și o postare legat de povestea asta cu Eva. Aoleu, ne-am supraexpus copiii ani de zile de când aveau 3 ani, iar acum lumea le dă hate pentru că sunt aroganți? Wow, nu se poate! Măruță e și genul care nu știe să primească o ironie și o caterincă. Nu vă mai luați atât de în serios, domnule Măruță, face rău la sănătate. Plus că lucrând la ProTV, acolo mereu s-a încercat proiectarea imaginii de, nu știu, glossy, de vedete impecabile care strălucesc în lumina reflectoarelor. Și producția filmului e de-a dreptul șocată de reacția publicului. Sincer, și la ce m-a durut cel mai tare? M-a durut când am văzut că s-a luat de Eva. Deci nu m-a durut vis-a-vis de mine nimic de ani de zile. Dar îți dai seama, legat pentru mine cum a fost chestia asta? Și chiar vreau să te întreb, da. Sincer. Pentru că pe mine, până la filmul ăsta, eu nu m-am enervat la comentarii până am văzut... Da, comentariile chiar. Către Eva, răspuns, pentru că eu deci nu mi se pare am văzut că am văzut copii, că i-a răspuns și eu, pe eu pentru că cunoscute. Pe eu pentru că m-am îndrăgostit de ea ca om și ca fetiță și am zis Doamne ferește, de ce bine ar fi să mai avem copii de genul ăsta. Când am văzut ura gratis către ea, m-am înflăcărat cum înflăcăram la mine la început, efectiv. La ce vă așteptați, mă, oameni buni? Veniți puțin în realitate. Sunt toți atât de sinceri cumva șocați. Eu nu cred că joacă chestia asta. Cred că ei chiar se așteptau ca lumea să zică vai, ce frumos! Bine că ați băgat-o pe fiica lui Măruță să-ți joace rolul principal în acest film. După cum am spus, nu mă interesează, dar mi se pare chiar amuzant cum o joacă Bromania aici. Sper că o joacă. Nu știu dacă e serios sau nu. Mai există și știrile astea care par plătite pentru a ridica în slăb talentul artistic al Evei Măruță. Despre Eva Măruță, care și-a făcut recent debutul în cinematografie. Copila a interpretat primul ei rol într-o producție românească și pare să își fi descoperit adevărata pasiune. La prima vedere, Eva Maria Măruță este o copilă ca oricare alta, însă puștoaica de numai 8 ani ascunde un talent artistic uriaș pe care nici chiar celebrii ei părinți nu-l cunoșteau foarte bine. Da, oamenii ăștia chiar trebuie să mai iasă din bula lor de vedete. La fel cum și noi în online ar trebui să ne mai uităm cine e vinovat pentru o situație și să nu mai aruncăm aiurea cu injurii în copii care nu au nicio vină. Vreți să vorbim de nepotisme? Hai să vorbim de nepotisme care ne afectează viețile. Vreți să dați un hate lui Măruță? Vedeți că face podcasturi și emisiuni cu oameni care chiar afectează viața altor oameni. De ce să ne consumăm energia să criticăm un produs, un film, din bani privați, care e fix decizia lui Bromania și riscul lui? Și, sincer, decât filme sponsorizate de cazinouri, prefer să aud că Eva Măruță e în rol principal. E mult mai puțin grav. Și în plus ar trebui să existe naibii o lege prin care să nu ai voie să-ți transformi copilul în persoană publică la 4-5 ani. Sper că în timp o să devenim puțin mai înțelegători și o să ne canalizăm energia spre personajele care chiar fac chestii rele pe internet și în viața reală și nu o să mai înjurăm copii și să avem igrasie la creieri, să le dorim moartea unor copii. Cât despre film, nu știu ce să vă zic, nu l-am văzut și nici nu prea mă interesează producțiile lui Bromania. Mai sunt câteva review-uri pe YouTube dacă căutați. Mulțumesc pentru cei 3000 de abonați și ne auzim data viitoare la următorul video. La revedere!